Salutare și bun venit la a doua filmare de pe acest an, care va fi o prezentare de cuțit și e vorba de un brand care deja l-am prezentat inițial pe canalul meu. Este vorba de brandul Takamura, unde cei care ați urmărit deja știți când am făcut prezentarea acestui cuțit Gyuto din oțel SG2, linia Migaki, un cuțit foarte fain, foarte performant. În ultima filmare, unde am făcut o retrospectivă a anului 2023, l-am prezentat din nou ca fiind cuțitul meu preferat numărul 1 pe anul 2023. Iar pentru cei care vreți să vedeți detalii complete despre acest cuțit, căutați-l pe prezentarea de pe canalul meu. Iar astăzi vom vorbi pe scurt despre același brand, adică tot Takamura, aceeași linie de producție SG2 Migaki. Și este vorba de cuțitul Santoku, care din punct de vedere al construcției, geometrie, grosimi, oțel, tratament termic, este identic cu cuțitul Gyuto, dar bineînțeles vorbim de un profil diferit, adică profilul de Santoku, totodată aplicație diferită, pentru că este un multifuncțional atât de legume, carne și fructe, sau pește, dacă se dorește, și diferă clar categoric lungimea. Avem o lungime de 170 de mm. Hai să vă arăt și cutia ca să o vedeți din nou. Este aceeași cutie identică ca și la cuțitul Gyuto, unde avem modelul, brandul, oțelul și modelul cuțitului Santoku. Și cam atât. Înăuntru ați văzut, este așa arată. Vă arăt și cuțitul mai de aproape. Avem din nou de a face cu finisaj de excepție, nu reușesc să găsesc la acest Takamura aproape niciodată niciun fel de defect, deși lumina bate cumva mai ciudățel așa, culoarea lui este practic un vișiniu închis, foarte frumoasă culoare la mâner, este un semi-full tang, da? Deci vine pe partea de sus și se termină aici, nu este full tang. Astfel că este și ușor. Avem marcaje, spre deosebire de cuțitul Gyuto, pe acesta avem kanji inclusiv pe partea stângă a lamei. Iar la fel din nou, pe partea dreaptă, ca și la celălalt Gyuto, avem din nou inscripția fierarului. Laminare, da, e vorba de Sanmai, laminat, se vede miezul, care este din SG2 și laminare inoxidabilă. Dreptatea lamei... Deci continuă să mă, în totalitate să mă impresioneze de fiecare dată cuțitele Takamura, pentru că sunt surprinzător de drepte și de bine finisate și nu pur și simplu nu reușesc să-i găsesc defecte la acest producător. Decât unul singur l-am găsit la cuțitul Gyuto și e valabil și pentru acesta. Mi-ar fi plăcut ca aici, în zona de choil, să fie un pic mai bine rotunjit și finisat, astfel încât la prinderea asta să nu te deranjeze și să nu-ți lase urme la utilizare îndelungă. Este singurul aspect care e mai inconvenabil, să zic așa, la cuțitele lui. Chiar și pe coamă ar putea fi finisate și rotunjite un pic mai bine, dar în afară de asta nu pare să aibă absolut niciun defect. Lamele, cel puțin, că deja am vândut câteva bucăți și de la Gyuto și de la Santoku, lamele întotdeauna au fost drepte, în limita bunului simț, pentru că nu prea există cuțit care să fie 100% drept, toate au câte un pic de deviere, dar totuși acestea sunt surprinzător de drepte, nu are răsuciri în lamă, nu este înduit, absolut nimic. Bun. Hai să vorbim de dimensiuni, 170 de mm lungime. Îl promovează băieții comercianții la grosime de 1,6 pe coamă, deși acest exemplar are chiar un pic mai mult, are 1,85. Iar ca și lățime, unii îl promovează la 45 de mm, alții la 46, ăsta are 46 din ce l-am măsurat, exact 46,08. Deci este din nou un cuțit de tip laser, foarte, foarte performant, extrem de subțire în spatele tăișului cât și pe coamă, evident.
Deci performanță maximă în tăiere este motivul pentru care l-am lăudat ca fiind cuțitul numărul 1 în 2023. Subțire în coamă, subțire în spatele tăișului, performanță maximă, geometrie convexă de la coamă până la tăiș, foarte, foarte subtilă. Deci are și un pic de rigiditate, deși el este destul de subțire. Și apropo că nu am menționat în filmarea de prezentare al cuțitului Gyuto, deși este atât de subțire la 1.8 pe coamă, să nu vă închipuiți că este fragil și că flexează și că se îndoaie. Nu. Flexează doar dacă îl tragi foarte tare. Dar este foarte robust. Pentru grosimea asta, cuțitul este foarte robust. Mai robust decât poate v-ați aștepta unii, având în vedere grosimea de 1.8 mm pe coamă. Deci este foarte, foarte robust. Deci nu întâmpină probleme, dar într-adevăr e din categoria cuțitelor mai delicate, care nu pot fi abuzate, în primul rând, datorită oțelului și a grosimii, nu pot fi abuzate într-un fel în care poți abuza un cuțit de 50 de lei cu 4 mm pe coamă și unul care nu este casat. Bun. Sper că am acoperit detaliile. Dacă vreți detalii mai multe, vizionați prezentarea cuțitului Gyuto, este un pic mai lungă. Am să fac și o probă de tăiere din nou și la acesta ca și la celălalt, ca să vedem cum stă, deși la tăiș, din ce am văzut, stă foarte, foarte bine. Eu l-am dat un pic și pe stropul de piele, pentru că de fiecare dată fac asta cu orice cuțit, dar l-am testat înainte de a-l da pe stropul de piele, deci tăișul e pur și simplu fenomenal. Hai să vedem și cum taie. Opa. Și țineți cont că nu am tăiat fundul roșiei, deci niciun fel de problemă, după cum vedeți, este pur și simplu fenomenal cât de ușor poate să taie și cât de bine este ascuțit acest cuțit. Iar testul relevant la capitolul performanță este evident un morcov care este foarte dens. Și la cel mai mic efort, acest cuțit pur și simplu trece fără nici cea mai mică problemă. N-am reușit eu să fac o tăietură completă de această dată. Hai să vedem din nou. Încerc să tai una și foarte subțire, dar nu reușesc. Hai să mai încercăm o dată. Tot e mai groasă. Și vedeți că țin cuțitul cu două degete. Da? Numai un pic. Deci pur și simplu taie de zici că abia simte ceva. Într-adevăr, ăsta se pare că este chiar și unul dintre cele mai dense denși morcovi pe care am putut găsi. Dar este fenomenal. Îl favorizez datorită performanței în tăiere, în special și a grosimii, pentru că este subțire și este ceea ce mie îmi place. Este, pe cât e de simplu, pe atâta este, mi se pare, de elegant și de frumos. Este finisat foarte, foarte bine. Nu cred că aș mai avea ce să adaug. Decât faptul că parcă nu aș vrea să mă opresc în tăiat, pentru că pur și simplu este un deliciu. Bun, am să opresc aici filmarea, am zis destul. E un cuțit care îl veți găsi în zona de preț. Stați așa că deja am și uitat cât e prețul exact, pentru că mă pregăteam să zic că va fi și la vânzare. Am să pun o secundă pe pauză să văd, să verific din nou prețul, ca să nu zic o prostie, că era să zic prețul de la Santoku, și am să revin într-o clipă și am să vă zic și prețul lui. Da, este, am scuze, a trebuit să verific ca să chiar să nu zic o prostie, că era să confund fie cu prețul de la ăsta, fie cu cel de la Chromax, care Santoku meu de la Chromax. Îl găsiți la prețul de achiziție prin Europa de pe la 165-180 de euro, undeva în zona aia în sus, așa că depinde de unde luați. Este un preț foarte bun pentru ceea ce oferă. Repet, și am repetat și inclusiv la modelul Gyuto și la cel Chromax, din oțel Chromax.
Reușește, nu știu cum reușește, eu vorbesc și cu comercianți și cu distribuitori de cuțite și toată lumea se întreabă cum reușește acest om, acest, de fapt om, nu mai este unul singur, că sunt, a preluat conducerea firmei frații Takamura, pentru că bătrânul e deja nu se mai preocupă. Ideea este că acești Takamura reușesc să facă o calitate excepțională din toate punctele de vedere, în special cu oțelurile pe care lucrează, Cromax-ul, VG10-le, SG2-ul, astfel că reușesc să le facă nu doar calitative de nota 10, dar și la un preț mult sub ceea ce mulți alți competitori oferă, dar nici măcar nu se apropie nici cu geometria, nici cu performanța și nici cu finisajele și nici cu grosimile. Pentru că sunt tot felul de geometrii și alte cele care, mă rog, poate unora li se potrivește, unora nu, dar vorbim strict de calitate raportată la preț. 850 de lei față de un, nu știu, Kurosaki care e poate 250 de euro sau mulți alți firari din Japonia care vând 3, 4, 500 de euro un cuțit ce nici măcar nu este atât de performant ca ăsta, este un beneficiu, adică mi se pare realmente un preț mic din punctul meu de vedere. Acum, evident că nu este tocmai ieftin ca și preț de achiziție față de cele de 50 de lei din comerț, dar avem de-a face cu un cuțit comparativ cu competiția foarte ieftin și foarte, foarte bun din toate punctele de vedere. Mă opresc aici. Ce am mai vrut să menționez este că, din păcate, nu mai reușesc nici eu să găsesc. Eu am mai zis-o pe filmările de pe canalul meu. Mai vând și eu cuțite. Am vândut și modelul Gyuto. Nu îl mai am și nu îl mai găsesc nici eu momentan la un preț rezonabil, pentru că de ce mai este sunt foarte scumpe. Ce au fost la preț bun s-au dat. Iar acest Santoku, în momentul ăsta, este singurul care îl mai pot oferi la vânzare. Îl veți găsi pe postările mele de pe Facebook. După cum v-am obișnuit, mă găsiți pe profilul Tocilarul Timișorean sau pe grupul de cuțite de bucătării japoneze, unde mai vând cuțite, și îl veți găsi la vânzare la prețul de 850 de lei. Nu știu câte mai sunt disponibile momentan, cred că vreo două. Este pe drum unul acum, pentru că ăsta nu e al meu. Ăsta este al unui alt client care l-a cumpărat deja de la mine, mi-a permis să-i fac prezentarea pentru că la anterioarele am uitat pur și simplu sau n-am avut timp. Astfel că de data asta mă folosesc de cuțitul unui client dintre voi, cu permisiunea lui, repet, și va merge mâine la el, iar voi pe viitor, dacă aveți nevoie, mă găsiți pe postări cu vânzarea acestui model. Și dacă sunteți interesați, puteți lua fie de la mine, fie puteți lua din altă parte. E alegerea fiecăruia, dar ca idee este un cuțit foarte bun. Indiferent de unde îl luați, nu îl ratați din punctul meu de vedere. Pentru că acest cuțit oferă multe la prețul la care se vinde. Atât pentru astăzi, ne vedem în următoarea filmare, care va fi o revenire la placa diamantată Atoma, la care deja am făcut o prezentare, însă la moment era una uzată, nu era nouă, de data asta am să prezint una nouă. Așa că ne vedem în următoarea filmare, numai bine!